Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Mistere la granițele cunoașterii. În această seară, în care îl avem invitat pe domnul profesor universitar Adrian Restian, membru al Academiei de Științe Medicale din România, vom discuta despre un subiect deosebit de interesant. Vom vorbi despre jocul vieții, al genelor și al întâmplării. Este o provocare pentru că mulți dintre noi trăim cu convingerea faptului că totul este determinat. Noi ne programăm viitorul, prin urmare avem un control asupra lui. Domnul profesor Adrian Restian, pe care îl și salut, bună seara! Seara! Vrea să aducă în ecuația factorul întâmplare. Sigur că anticipez că vom discuta puțin în contradictoriu, așa cum am făcut-o puțin și, dar cred că telespectatorii vor afla lucruri foarte interesante și vor putea să analizeze lucrurile din mai multe perspective. Nu eu vreau să aduc în discuție întâmplarea. Ea întâmplarea, este, da. Ea este adusă, ea a venit. Eu sunt aici la dumneavoastră acum absolut din întâmplare. No. V-am invitat, deci a fost o chestie determinată, nu din întâmplare. Eu am apărut pe această lume absolut din întâmplare. Nu cred. Putea să apară oricine și eu să nu apar niciodată. Dar problema este următoarea, că noi trăim într-o lume în care determinismul, în care dumneavoastră m-ați invitat conform unui determinism al fenomenelor, pe care dumneavoastră îl știați foarte bine, se împletește totuși, dacă suntem foarte atenți, cu o nedeterminare care a dat mult de furcă multor fizicieni, multor oameni de știință și mai dau încă de lucru multor oameni de știință din ziua de azi. Einstein spunea la un moment dat că Dumnezeu nu joacă zaruri, el era un mare determinist, și realitatea l-a contrazis. El n-a putut și nici alții n-au putut încă să facă o teorie a tuturor lucrurilor, pentru că intervin atât de multe aspecte încât ele nu prea pot fi, cum să zic eu, armonizate foarte bine. Noi trăim însă într-o lume extraordinar de frumoasă, într-o lume minunată, mulți călătorim ca să vedem minunățile din altă parte. Și știm că această lume este dominată de niște legi, de niște legi precise, fixe, care au fost descoperite de-a lungul timpului de oamenii foarte inteligenți, care și-au consacrat toată viața lor acestei munci de descoperire a secretelor naturii, așa cum a fost Newton, care nu se odihnea deloc. De fapt, tot timpul gândea, scria, studia, și până la urmă a pus la punct o fizică, o mecanică mai bine zis, care nu se cunoștea, și a descoperit și niște legi. Adică în natura asta deterministă, lumea aceasta cu toată variabilitatea ei e condusă de niște legi foarte precise, cum ar fi legea gravitației, care nu poate fi contestată, cum ar fi legea conservării maselor, legea conservării energiei și alte o sumedenie de legi și de exprimate chiar prin formule matematice, cum ar fi formulele lui Maxwell privind câmpul electromagnetic, care sunt niște legi, niște reguli, niște ecuații foarte exacte. Einstein, Newton, până la urmă, a elaborat o formulă pe care ne bazăm și noi. Toate avioanele cu care noi zburăm, toate mașinile cu care noi circulăm, toate ascensoarele cu care noi circulăm în lumea noastră se bazează pe formula F egal cu MA. Un determinist teribil, de fix, de precis, adică forța egal cu masa înmulțit cu accelerația. Și de aici poți să calculezi, dacă știi două din ele, poți să deduci cu precizie absolută cealaltă variabilă din această ecuație. Această ecuație ni s-a părut și ni se pare nouă și astăzi foarte, foarte, foarte precisă. Einstein a arătat că nu e chiar așa. Că în anumite situații, la viteze mai mari, cum ar fi aproape de viteza luminii, această formulă nu mai este adevărată. Că timpul și spațiul au alte dimensiuni, alte
valori nu sunt absolute, ele se creează și așa mai departe. Deci, problema determinismului s-a mutat de pe un palier pe altul, deoarece și Einstein a fost foarte determinist. El credea că în formulele lui E egal cu MC pătrat, vedeți că legile sunt exprimate în formule. Da. Este foarte adevărată. Lumea a evoluat și a demonstrat că nici aia nu e foarte adevărată. Deci, conform legilor descoperite de oamenii de știință, și societatea nu este altceva, societatea de azi nu este altceva decât produsul descoperirilor făcute de oamenii de știință, conform regulilor, conform legilor acelora precise, s-au construit case, mașini, poduri, vapoare, avioane, care zboară, care merg, care dăinuie cu o precizie absolută. Noi știm precis, foarte rar un avion cade din cauza unor accidente absolut evitabile, chiar. Cu toate acestea, construim ceasuri foarte precise. Cu toate acestea, noi nu putem prevedea, putem prevedea o eclipsă peste 2000 de ani, cum au prevăzut chiar și în antichitate unii oameni de știință. Și totuși lumea aceasta deterministă nu poate, nu este chiar predictibilă. Adică noi doi plecăm... Nu e în totalitate. Nu este nici în totalitate și nici în amănunt. Ba da, pentru că eu pot să anticipez că mâine la ora 14, avionul București-Viena va pleca și va ajunge, poate cu o eroare de câteva minute, la ora 15.30 la Viena. Știți că acum 10 zile n-au plecat câteva avioane? Eu spuneam că nu poți să fii absolut sigur, dar poți eu despre să asta fii predictibil. Și eu nu pot să fac predictibil, nu pot să fac o predictibilitate absolut precisă că avionul care pleacă astăzi de aici la Londra va ajunge exact în timpul stabilit. Da. El va ajunge, cu siguranță, va ajunge, dar poate cu un minut mai devreme, poate cu o oră mai târziu, poate chiar cu o oră, cu o jumătate de oră mai devreme, ceea ce înseamnă că în știință totuși nu putem să spunem că podul ăsta va cădea sau noi trebuie să fim siguri că el nu va cădea. Să-l construim conform unei științe a rezistenței materialelor, a formelor geometrice, în așa fel încât el să nu cadă niciodată, să fie absolut precis. Ori acest lucru nu prea se poate întâmpla. Noi nu știm precis ce se va întâmpla mâine, iar ce se va întâmpla luna viitoare, cum va fi vremea, e și mai puțin probabil, deși noi putem să prevedem foarte bine vremea de mâine. Vreau să vă provoc. Vă rog. Așa. Spuneați că, la început, că nașterea dumneavoastră este o întâmplare. Absolut. Eu zic că avem argumente să spunem că nu este așa. Decât dacă plecăm de la premiza că sufletul nostru nu există decât atunci apare când se întâlnește ovulul cu spermatozoidul și după moarte se neantizează și fiecare nouă naștere presupune apariția din neanta unui alt suflet. Dar dacă acceptăm teoria reîncarnării, a faptul că un suflet evoluează în etape pe o durată lungă de timp, de încarnări succesive în care el evoluează. Asta înseamnă că nu este o întâmplare. Eu aduc în discuție teoriile care există în acest sens. Da? În sensul că sufletele din planul celălalt își pot alege părinții pe bază de rezonanțe, părinții care favorizează direcțiile pe care le are el în viața viitoare și așa mai departe. Dacă privim această perspectivă, atunci nu este deloc întâmplător faptul că dumneavoastră ați venit în mijlocul unei anumite familii și la un moment dat și că aveți anumite caracteristici, anumite calități intelectuale, artistice, fizice, de o altă natură. Pentru că ele sunt legate de niște elemente, sunt determinist legate de ceea ce ați fost și de proiectul pe care îl aveți pentru această viață. Și chiar dacă
așa cum îmi spuneați înainte de pauză, că în fiecare zi corpul uman, corpul bărbatului produce 10 milioane de spermatozoizi și că fiecare spermatozoid are ceva diferit, nu sunt identici. Aproape total diferit. Așa. Are și foarte mult diferit. Cum ar putea ca exact spermatozoidul ăla să fie cel care se întâlnește, fecundează, să dea naștere? Ei, poate că tocmai aceste nevoi care se manifestă sub forma unor câmpuri energetice, care vor să cristalizeze, să genereze un anumit fenomen, determină și creează selecția că la ovul ajung mai mulți spermatozoizi, nu? Da. Dar doar unul reușește să penetreze membrana și să fie acceptat de ovul. Ovul. Problema este că dacă facem foarte multe supoziții, ajungem la ideea că ar exista niște parametri ascunși pe care noi încă nu știm și că ar fi și că ar dar, fi posibil. Dar oare știm noi totul? Nu. Nu. Nu știm. Deci ar putea să existe. Nu știm. Dar ceea ce știm e suficient pentru a afirma că e ceva dincolo de care întâmplarea nu mai poate fi explicată printr-un parametru ascuns. Ce vreau să zic? Vreau să zic că noi doi am apărut și fiecare om a apărut datorită unui determinism evident. Pisica naște pisici, da. Ce naște din pisică șoareci mănâncă, dar niciodată nu vom putea ști sau nu vom putea fi siguri că dintr-un motan negru și o pisică neagră vor ieși pisici negri. Există în genom, și vom vedea și cam cum se ajunge, și niște gene ascunse și în genomul pisicii și al motanului, care nu se manifestă acum. Și ei sunt negri. Și există o genă albă, să zicem. Da. Și acea genă se va manifesta la unii din puii care îi va naște pisica. Este valabil și la om, adică absolut real, doi absolut. Oameni albi, Un tată brunet cu o mamă blondă poate să naștere la un copil cu păr roșcat. Nu. Să nască un copil negru. Nu, nu putem elimina determinismul chiar atât de mult. Adică problema, frumusețea problemei este că e un joc, jocul vieții între determinism și întâmplare. Unii vorbesc chiar de un haos determinist și așa mai departe. Dar de unde intervine această întâmplare? Aici este întrebarea. Problema este că florile mazărei pe care a studiat-o Gregory Mendel pot să fie de diferite culori. El a luat, să zicem, albe și roșii și a încrucișat aceste flori de mazăre între ele și a obținut când flori albe, când flori roșii. Și a tras concluzia că există o genă pentru flori roșii și o genă pentru flori albe. Deci, el a explicat ceva, a găsit ceva, un factor ascuns, gena, acel factor care ulterior a fost denumit genă. Ulterior s-a constatat că celulele sexuale își reduc numărul de cromozomi care îl au ele la nivel somatic la jumătate, ca să dea naștere în făt la o celulă diploidă, cum se zice, cu un echipament complet de cromozom. În momentul când ovulul vrea să-și reducă, sau spermatozoidul vrea să-și reducă ca să dăruiască viitorului copil o parte din bagajul lui genetic, el face următorul lucru. Se apropie genele care le-a moștenit de la mama lui, cromozomii care i-a moștenit de la mama lui, de cei care i-a moștenit de la tată, și între acești doi cromozomi se produc schimburi de material genetic, așa numitul crossing over, care amestecă genele de la mamă cu genele de la tată. Le amestecă teribil de tare. Atât de tare încât acolo, în spermatozoidul acela unic care va avea un singur set de cromozom, se vor găsi atât gene de la mamă, de la bunică, de la străbunică, de la străbunic. Adică o parte din zestrea pe care neamul acela, familia aceea,
a avut-o și a transmis-o mamei dumneavoastră, să spunem. Și tatăl, la tată se produce același lucru. Dar acest amestec se produce absolut la întâmplare. Pentru că niciun ovul nu va semăna cu celălalt. Niciun spermatozoid, după cum a spus, nu va semăna cu celălalt. Și numai din întâmplare. Ca să nu mai vorbesc de faptul că tatăl dumneavoastră s-a îndrăgostit de mama dumneavoastră, după părerea mea, din întâmplare. Și dacă nu s-au îndrăgostit din întâmplare, s-au întâlnit din întâmplare. Nici asta nu cred. Pentru că tatăl meu era din Bistrița și mama mea era din Brașov. Șansele erau destul de mici. Iar dacă era din China, erau și mai mici. Ceea ce se eu nu exclud importanța întâmplării din existența importanța noastră. Importanța, dar producerea ei. Producerea ei. Păi, da. Dar nu aș putea reduce, mai puțin, nu aș putea reduce evenimentele astea la nivel de întâmplare. Pentru că există, cum să spun eu, doar dacă excludem faptul că omul are mai mult decât corpul fizic, că nu poate emite gânduri în spațiu, că nu creează anumite rezonanțe, că el nu intră în rezonanță cu anumite lucruri. Și este posibil ca domnișoara X, care este din Sibiu, să fie intrat și, în rezonanță, mai puțin, și domnul Y, care este din București, nu se cunosc. Ei se vor întâlni peste 7 ani, da? Dar ei, prin structura lor, au multe aspecte comune. Durează mult timp până că ei se întâlnesc, dar ei au o căutare, ei caută un anumit tip de om. Ei emit în spațiu, ei această lege a atracției care funcționează. Sunt foarte multe argumente care o susțin. Și această căutare pe care au ei în a găsi persoana lângă care să stea toată viața, de care să îndrăgostească, face ca cele două entități să se întâlnească din punct de vedere rezonanțelor, să se atragă și poate că el, dacă mergea acum și făcea la stânga pe stradă, nu o întâlnea. Dar el, influențat de această rezonanță, de acest câmp de atracție, a făcut dreapta pe stradă și a dat peste ea. Pare o întâmplare, dar în spatele acestei aparente întâmplări poate să stea un joc al energiilor pe care noi nu-l înțelegem încă. Poate să stea, dar dacă până nu-l demonstrați, da. Deocamdată e o supoziție. Da, însă știm, și am mai vorbit despre asta, că știința, acum 100 de ani, da, nu intuia 99% și nu accepta că ar fi posibil din ceea ce astăzi este realizat. Evident. Dacă am fi vorbit acum 100 de ani, probabil că am fi stat de vorbă și spus, e o prostie cu călătoria în cosmos. Eram ghilotinați. Da. Inchiziția ne omora. Deci, prin urmare, putem presupune în același fel că multe dintre lucrurile care n-au explicație acum și par întâmplătoare, ele de fapt să aibă o cauzalitate profundă și ascunsă pe care noi o să o descoperim peste 5 ani sau peste 50 de ani. Sau poate unele nici o să descoperim vreodată. Pentru că sunt, să știți, prea ascunse. Sunt absolut de acord. Să știți că așa gândea că dumneavoastră gândea și Albert Einstein. Și așa gândesc și eu. Să știți că acum 20 de ani am scris o lucrare într-o revistă din Belgia intitulată Informația parametru ascuns al patologiei umane. Da. Am arătat că e ceva acolo unde e variabilitate, intervine un factor care poate explica asta. Deci eu și Einstein a căutat parametri ascunși în comunicarea dintre particule cuantice, trebuie să fie un parametru ascuns care în același timp comunicare. Trebuie să contestăm fatalismul determinist, în special al unor persoane exagerat de religioase, care cred că cele nu știu câte mii, zeci de mii, sute de mii de suflete care sunt alese de Dumnezeu au fost alese de la începutul lumii. Da? Și alea se vor fi salvate la momentul potrivit. Ca și cum Dumnezeu ar fi, cum zic eu, toate aceste teorii sunt un afront adus lui Dumnezeu. Pentru că ce spun ele? În același timp pretind că Dumnezeu este înțelept, plin de iubire, de bunătate, și în același timp spun că Dumnezeu n-a avut altă treabă decât să aducă pe lume miliarde de oameni și pe 99% să-i trimită în iad pentru eternitate, că el oricum a stabilit de la începutul lumii care vor fi salvați. Deci înseamnă că în același timp i-a condamnat de la începutul lumii, premedit, în cunoștință de cauză, pe toți ceilalți. E o aberație colosală și este stupefiant să vezi oameni care cred
că așa stau lucrurile. Bun, admiteți determinismul, da, și eu. Admiteți întâmplarea? Da. Bun, atunci suntem pe aceeași lungime de undă. Eu nu zic că întâmplarea e mai importantă decât determinismul. Pentru că eu nu m-am născut pisică, eu totuși m-am născut om. Da, clar. Dar faptul că nu m-am născut fată sau băiat e o întâmplare. Eu cred însă că... Probabilitatea era exact aceeași ca să mă nasc fată cum m-am născut băiat. Din punct de vedere al cunoașterii științifice, da. Dacă privind din punct de vedere al altor... Ceva, o fi fost ceva acolo, o undă, eu sunt de acord și să știți că studiez fizica cuantică cu o încăpățânare extraordinară, pentru că ea ne va explica multe lucruri. Dar până una alta, de exemplu, eu pot să vă spun deja, și cred că m-am mai și spus odată, că comunicarea dintre factorii externi și, și nucleu, care trebuie să se facă, pentru că în momentul în care eu mănânc zahăr, trebuie să secrete niște insulină, de exemplu, trebuie să sintetizeze nucleul acela insulină, dar glucoza nu intră în nucleu. Eu vă spun că acolo intră niște unde. Deci ajung niște unde. Și chiar dacă ar intra glucoza ca să ajungă din 23.000 de gene exact la aceea care sintetizează insulină, e o poveste. Unda, prin rezonanță cu gena care are o undă, asta aduce o undă, ele rezonează și se secretă. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră că sunt o sumedenie de factori atât de ascunși încât unii s-ar putea să mă considere nebun, pentru că eu accept că acolo sunt niște comunicații absolut cuantice, dar care altfel nu se poate explica. Deci, în concluzie, noi există o întâmplare cu care toți suntem absolut de acord. Dar să știți că această întâmplare, pe care noi o acceptăm cu greu la nivelul macroscopic, ea funcționează, e ca o lege de bază la nivelul fizicii cuantice cu care m-ați provocat. Pentru că la nivelul fizicii cuantice nu este predictibil, nu poziția... există cauzalitate. Da. Oriunde nu există cauzalitate, nu există determinism. Toată știința caută să descopere cauze, pentru a descoperi reguli, pentru a putea controla fenomenele. Eu cred că în acest univers cu niște legi precise, care îl stabilizează până la urmă, există acest joc al întâmplării, evident, lăsat de creator, tocmai pentru a da farmec... Emisiunea noastră se numește Jocul Vieții, al Genelor și al Întâmplării. Da. Dar acest lucru l-a pomenit Jacques Monod, laureat al Premiului Nobel pentru Genetică, încă din 1971. Există un joc al întâmplării care nu-l poți exclude. Și compatriotul lui, Louis de Broglie, adică tot francez, încă din 1923, când a luat Premiul Nobel, a arătat că în fizica cuantică, între particule cuantică, nu există o cauzalitate precisă pe care să ne putem baza așa cum noi credem că ne bazăm în lumea macroscopică, pentru că noi nu știm de ce se învârte electronul în jurul nucleului, ba știm că nici nu prea se învârte, că e un nor de electroni. Un electron face un nor. E bine, toată povestea asta e de domeniu științifico-fantastic în fizica cuantică, ea este reală. Pentru că noi avem de-a face, cum zicea de Broglie, cu două probabilități. O probabilitate determinată de o necunoaștere a unor lucruri mai profunde și o probabilitate intrinsecă a fenomenelor. Există o probabilitate ireductibilă, care nu poate fi exclusă. Și aceea în și aceasta i-a dat lui foarte mult de gândire și a scris un articol foarte frumos intitulat Anxietatea. Așa își numea el articolul. Anxietatea mea și-a permis la un moment dat, fiind laureat al Premiului Nobel pentru fizică cuantică, care punea atâtea probleme, să scrie un articol intitulat Anxietatea mea în legătură cu fizica cuantică. Da. Anxietatea mea nu mai e anxietatea lui, deoarece eu accept acest lucru. Eu accept că sunt aici din întâmplare și este o... Ar fi o mare greșeală eu, să elimin eu nu accept aici întâmplarea că sunt din întâmplare din viața mea. Și am să vă dau un exemplu
De aceea se și vorbește de loteria genetică. Deci nu eu vorbesc. Da. Lui De Broglie și Schrödinger au evocat întâmplarea. Nu înseamnă că dacă vorbesc pe loterie genetică și au dreptate. Dar haide să vorbim după o scurtă pauză. După o scurtă pauză publicitară să reluăm discuția exact, deci de la loteria genetică și să vedem dacă sunt suficiente argumente să credem că e vorba de numai de întâmplare. Revenim în câteva minute. Am revenit și stăm de vorbă cu domnul profesor Adrian Restian despre întâmplare, determinism, jocul vieții și al genelor și al întâmplării. Ei bine, în această discuție în care vorbim despre rolul întâmplării în univers și în viața noastră, mai ales în viața noastră, cum discutăm despre acesta privind și scopul vieții. Pentru că este, eu zic foarte clar, că există un scop în toate. Există o inteligență în spatele lucrurilor și există o inteligență în spatele lucrurilor. Tot ce s-a petrecut, s-a petrecut cu un scop. Chiar dacă acea inteligență a lăsat și întâmplarea ca un element care să tulbure. I-a dat o libertate. Da. Pentru că dacă n-ar fi așa, atunci noi n-am avea nicio responsabilitate. Dacă n-ar exista liberul arbitru care poate influența, poate schimba lucrurile. Dacă nu există întâmplarea care dă peste cap unele aspecte ale vieții, atunci ar trebui să fim ca un fel de mecanisme care merg spre un scop într-un mod automat și care nu au o responsabilitate cu adevărat pentru că totul este determinat. Vedeți, dacă într-un cristal, dacă viața ar fi un cristal, acolo determinismul e mult mai evident. Dar în momentul în care vrei să construiești niște mașini mai complicate, niște mașinării mai complicate, trebuie să ajungi la un moment dat la ideea la care a ajuns natura, pe care Dumnezeu a folosit-o, aceea de a utiliza nu numai pământul, ci și apa. Dumnezeu a folosit lutul și există suficiente argumente științifice chiar pentru a arăta că în lutul acela era posibil să apară viața și faptul că în enzimele noastre se găsesc metale, fier, zinc, seleniu, care vin din lutul ăla, arată că acolo s-a întâmplat ceva. Dar Dumnezeu a mai folosit și apa. Apa e fluidă. Apa nu e un cristal. Poate să fie în ea, să dăinuie, să pui un... Dar apa e fluidă pentru a da libertate vieții să se desfășoare așa cum a vrut Dumnezeu, el a folosit lichidul care e mai liber decât solidul. Pot moleculele să circule. Și la un moment dat, această libertate a tot câștigat teren și a început să concureze cu determinismul. Nu știu dacă e foarte clar, dar avem un determinism. Acest embrion va trebui să fie pisică, că vine de la doi, un motan și o pisică, acest zigot, și celălalt va trebui să fie om. E un scop. Da. M-ați întrebat de scop. Noi nu putem evita scopul, finalismul lucrurilor. Monod vorbește de o teleonomie, adică de ceva, ceva legat de ca și când ar fi un scop, care merg spre undeva. Acel embrion a apărut pentru a da naștere unui anumit animal. El avea un scop sau unei anumite plante. El avea, și scopul acesta, care îl putem găsi și în universul care ne înconjoară, știința se ferește de scop. De exemplu, Dawkins, care e un mare genetician, spune că natura n-are niciun scop. Dar în același timp, vorbește de egoismul genei. Are o carte intitulată Gena egoistă. Păi e egoistă pentru ce? Pentru că are un scop. Pentru un anumit scop. Da. El însuși tot pledează de-a lungul la 500 de plagini pentru a arăta că gena părinților, străbunicului meu care a ajuns la mine, a avut scopul de a se tot înmulți. Scopul acela nu-l putea realiza decât printr-un determinism. Dar în același timp, Dumnezeu i-a lăsat și o marjă de libertate, așa încât o anumită celulă la un moment dat, acum 100 de milioane de ani,
putea să devină pisică, iar alta putea să devină cățel. Și această libertate a apărut la un moment dat ca o bifurcație, într-un determinism în care a apărut o mică, o foarte mică, și veți spune, aia este, domne, întâmplarea. Acolo este unde a apărut bifurcația. Acolo trebuie să fie un macaz, de acord? Și da. Macazul ăla e întâmplarea. Macazul ăla o fi întâmplarea. Dar gena care a dat naștere unei pisici și unui câine a fost absolut întâmplătoare. Ea a apărut datorită unor mutații păi în vechile gene, absolut întâmplătoare. Ați vorbit de Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu a avut intenția a face pisica și cățelul, atunci nu mai vorbim de întâmplare. Nu. Nu mai vorbim de întâmplare. Dar în voința lui Dumnezeu nu mai vorbim de întâmplare, dar Dumnezeu a dat, vă spuneam, o mare libertate de acțiune pentru a se putea produce știți unde, această în întâmplare. Special, Dumnezeu a permis vă susține lucru. Această teorie, diversitatea uriașă și aproape fără scop a vieții marine, unde avem creaturi care trăiesc la 1000 de metri adâncime absolut ciudate, care par să n-aibă niciun scop în economia globală. Deși au, cu siguranță, Evident. Au fost încercări ale naturii, da, pe care natura le-a făcut, le-a și abandonat la un moment dat, deoarece pisica de care vorbeam e mult mai veche decât noi pe pământ, și câinele, și maimuța din care ne tragem noi e mult mai nu veche. Știm. Pentru că există noi o ruptură, nu și apropo de mai mult. Dar dacă vorbim din punct de vedere genetic, lucrurile așa stau. Dacă vorbim din punct de vedere religios, evident că noi nu ne tragem din maimuțe. Și din punct de vedere genetic. Adică e adevărat că avem totuși 96% din gene comune. Un lucru care ne frapează. Pentru că dacă ne uităm la evoluția fătului, de la stadia de celulă, primele seamănă forme cu toate animalele seamănă cu foarte multe întâi animale. Seamănă cu o celulă, da, după aia seamănă cu o morulă, după aia seamănă cu un pește, după aia are și mici branhii, da, are. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu l-a făcut pe om după ce a făcut restul animalelor. El a folosit ce a vrut el și faptul că noi semănăm cu ele nu înseamnă că suntem o evoluție din nimic și că s-a întâmplat, da, spontan. Totuși, Dumnezeu a lăsat un loc acestei întâmplări. Da, acum Dumnezeu mai i-a dat există. Omului o mare libertate de acțiune, tocmai pentru a-l face să se apropie cu voința lui de Dumnezeu. Mai există o teorie care vorbește despre, care are legătură cu apariția omului pe Terra, și anume că ar putea să fie experimentul genetic al unei civilizații venite de undeva acum sute de mii, milioane de ani și care a introdus o anumită genă, știu eu, pe rasele care existau aici și au făcut un salt calitativ. Un hibrid care după aceea s-a dezvoltat în ceea ce suntem noi astăzi. Sigur că e o teorie de graniță pe care mulți nu acceptă pentru simplu fapt că nu acceptă faptul că am fi fost vizitați vreodată de vreo civilizație extraterestră. Deși avem foarte multe artefacte, ca așa cum am mai spus-o, vechi de mii de ani, care înfățișează figuri umanoide cu căști de cosmonauți, cu costum, cu cabluri, cu tot felul de lucruri și care sunt foarte vechi. Deci oamenii din acele vremuri au văzut ceva ieșit din comun. Dacă au făcut reprezentări de avioane, de elicopter, sunt hieroglife egiptene care conțin niște forme foarte strane, foarte asemănătoare cu avionul, cu tankul, cu elicopterul. Adică e foarte ciudat. Prin urmare, orice este posibil. Și inclusiv această variantă de intervenție genetică, situație în care, cine știe, poate că suntem sub o supraveghere a unor altor civilizații care ne urmăresc evoluția și chiar ne influențează. Și atunci și evoluția noastră se află și din acest punct de vedere sub imperiul unui anumit determinism, unei voințe mai puternice decât noi, care
ne ține într-o anumită direcție determinată, chiar dacă sunt variabilele respective. Eu cred că, dacă să vă spun părerea mea, eu cred că într-o lume deterministă, întâmplarea care nu este exclusă, este clar că părerea mea există, doar că rolul ei poate că generează influențe acolo, în marja 5, 3, 10% din ce se întâmplă. Păi cum întâmplarea de a fi eu bărbat sau femeie 5%? Păi eu nu cred că e o întâmplare. Eu zic că 50%. Eu nu cred că asta este o întâmplare. Eu cred că are niște resorturi pe care nu le înțelegem acum. La prima vedere e doar 1-1. E 50-50. Ce o fi? Pentru că la început organele se formează împreună și la un moment dat se diferențiază. Ori se absorbe penisul și se formează, se rămâne clitorisul la femeie. Sunt de acord că se întâmplă ceva care ar putea fi determinat de ceva. Ar fi un determinist. Determinist, da. Și deci nu ar fi o pură întâmplare. Dar eu am să vă dau un exemplu ca să venim mai în actualitate. Eu cred că Dumnezeu i-a dat omului o mare libertate de acțiune, ceea ce se și vede. Da. Eu cred că i-a dat că organismul viu pe care l-a făcut Dumnezeu avea nevoie de această variabilitate absolut întâmplătoare pentru a se naște oameni unicat, ca persoane, ca personalități. Da. În Biblie se și vorbește de persoane. Dar problema este următoarea, care arată și a șocat lumea științifică. Noi avem în lume două reviste care ocupă locul întâi. Amândouă sunt pe locul întâi. Science și Nature. Da. Revista Science în Statele Unite și revista Nature în Anglia. Și publică articolele, marea majoritate a laureaților Premiului Nobel se aleg din aceste două reviste. În 2015, la începutul anului, doi mari oncologi din Statele Unite au publicat un articol în care spunea că cancerul este un ghinion. Pe ce se bazau ei? Ei se bazau pe faptul că în timpul înmulțirii celulelor, în timpul multiplicării ADN-ului, care are 3 miliarde de litere, se pot produce anumite erori. Cam la 1 milion de litere se produce o eroare. Ceea ce nu ar fi foarte mult, deoarece noi avem, Dumnezeu ne-a dat, mecanisme de reparare a acestor erori. Imaginați-vă că Dumnezeu ne-a dat un mecanism care citește. Imaginați-vă că în fiecare secundă în organismul nostru se sintetizează aproximativ 1 milion de milioane de molecule de ADN. Avem 10 la puterea 13 celule care se mai și înmulțesc, ne rănim, se repară, se reînlocuiesc celulele și în momentul copierii acestui ADN apar erori, dar Dumnezeu ne-a dat și un mecanism de reparare a acestor erori. E un mecanism care citește ceea ce s-a copiat, ca un cap limpede în editură, și când găsește o neconcordanță, o repară. Neconcordanța poate fi să înlocuiască un nucleotid cu altul sau anumite secvențe de ADN să le sară și atunci încearcă să le repare. Și reușește să repare, deoarece noi doi suntem azi aici și nu a murit. În momentul în care nu reușește să repare, apar boli foarte grave, cum ar fi cancerul. Ori aceste erori apar în mod spontan, întâmplător și inevitabil. Deci, cine le produce, nu știu, vom vedea. Da. Dar acești doi autori, Tomasetti și Wolgenstein, de la Hopkins Institute, John Hopkins Institute, doi mari oncologi americani, care au avut contribuții mari în oncologie, adică în cancerologie, au folosit cuvântul ghinion. Un om când face cancer, spun ei, e un ghinion. Mai precis, 65% din cancere sunt un ghinion. Noi vedem în fiecare zi cazuri de cancer produse de fumat. Marea majoritate, să zicem, 80% din cancerele pulmonare apar la fumători. Totuși,
există 20% din cancere care apar la nefumători. Și acest lucru se întâmplă în toate organele, în care putem acuza în colon, acuzăm carnea procesată, carnea roșie, dar apar și la oameni care dar nu consumă. Cei doi laureați ai premiului Nobel în studiul lor, mă rog, care au publicat în revista Science da? Au luat în considerare faptul că stresul, mentalizarea negativă, negativismul, emoțiile negative pot să activeze acele erori care există sau să tulbure mecanismul să tulbure de reparare și să genereze după aceea ca reacția organismului apariția cancerului. Nu puteau să ia orice, toate, că în spatele acestei afirmații, după părerea dumneavoastră, poate să fie o infinitate de factori care ar putea interveni, pe care noi deocamdată nu-i cunoaștem. Eu am vorbit la un moment dat de un factor ascuns, dar poate să fie milioane de factori ascunși. Dar atunci este corect să spunem, dacă nu cunoaștem ce a generat, să tragem linie și să spunem, domnule, sigur este ghinion. Și atât, de ce? Păi dacă e ghinion, e ghinion. Nu știm de ce, dar bun, e ghinion. Sunteți de acord că până la nivelul cunoștințelor de azi rămâne întâmplare și un ghinion? Până la ce cunoaștem azi? Nu, pentru că astăzi sunt multe lucruri care au apărut în spațiul media și care vin din partea unor cercetători și care spun că emoția, dacă luăm numai studiile lui Masaru Emoto cu încărcarea apei prin gândire pozitivă, prin cuvinte negative, prin muzică, care arată schimbarea structurii cristaline a apei în funcție de emoția, de ceea ce se transmite ei. Ori acest lucru are un fundament științific. Asta înseamnă că noi, având un procent de 70% apă, da? Și înseamnă că noi putem să generăm în organismul... Gândurile rele au făcut să avem cancer. Și asta. Și asta poate să fie suportul apariției. Dar până când nu demonstrați asta, ei nu pot fi contraziși în totalitate. Ei deocamdată folosesc acei factori ascunși pe care îi numerați dumneavoastră și pe care nu-i putem deocamdată demonstra, îi bagă la capitolul ghinion. După părerea mea, oriunde am merge, ajungem, așa cum a ajuns De Broglie și Schrödinger, la noțiunea de probabilitate. Oricum, chiar dacă descoperim factorii aceia, la un moment dat acționează sau nu. Pentru că într-un sistem extrem de complex, spuneam de la început, că există o sumă de... și instabil cum este organismul uman, că așa trebuie să fie, că dacă ar fi fix, el ar fi un cristal rigid, se pot produce o sumedenie de fenomene, să nu folosesc cuvântul întâmplătoare, care deocamdată nu au o explicație clară. Dar dumneavoastră ca medic știți foarte bine că stresul favorizează, slăbește sistemul imunitar și favorizează activarea. Că noi avem în corpul nostru foarte multe lucruri care nu ne afectează pentru că sunt ținute sub control. De acord, dar nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Păi vedeți că tot timpul noi folosim cuvântul probabilitate și mă obliga să vă spun să mai repet o dată și de mai multe ori că acolo unde intervine probabilitatea, intervine Dumnezeu. Unde intervine probabilitatea și medicina este bazată, nu mai e ghinion. Medicina e bazată numai pe probabilități, din punct de vedere al științei, da. Din punct de vedere al religiei, nu. Acolo unde intervine probabilitatea, intervine Dumnezeu. Repet de mai multe ori. De ce? Pentru că El decide între două macaze, între două alegeri, care sunt egal probabile, să presupunem, care se va realiza sau nu. Dacă eu voi fi fată sau dacă intervine, mai putem vorbi despre noroc sau ghinion? Ba da, din punctul lor de știință, da. Din punctul lor de vedere. Da, ei au publicat într-o revistă de știință. Sigur, nu puteau în science, să vină nu cu... Nu puteau să spună asta. Da. Ei n-au folosit nici cuvântul noroc, care noroc are și o conotație. Ei au dreptate... totală, probabil, din perspectiva cunoștințelor științificilor pe care le-au invocat. Evident, vedeți că suntem de acord. Dar dacă mergem dincolo de aia și concluzionăm că ce știu ei este un nivel al cunoașterii umane și că sunt și alte puncte de vedere care vor arăta că cele 60%... Nu, că e un nivel. Că nu e ultimul nivel. Nu e ultimul nivel. De acord. Și că cele 60% dintre cazurile de cancer pe care ei le justifică prin ghinion, de fapt se vor reduce la mult mai puțin, pentru că multe altele sunt justificate. Bun, și vă întrebări, dar vor dispărea? Ce anume? Acea
acel cuvânt ghinion sau probabilitate nu va dispărea niciodată, că intervine atât de mulți factori. Da. Vă dați seama, v-am spus, în organismul nostru, în fiecare secundă se sintetizează 1 milion de milioane de molecule de ADN. Da. Ori eroarea într-o tipografie nu poate fi evitată. Sigur, absurd să credem, de exemplu, că Dumnezeu a stat acolo să uite să ne pună și alonița aia pe frunte. Băi, eu cred că se uită. Și nu la maniera asta. Cred că chiar la maniera asta. Pentru noi doi era imposibil să ne imaginăm că poate fi ținută evidența populației în România într-un calculator. E posibil asta, da? Da. Deci e posibil orice. Dar noi am vorbit din punct de vedere științific de determinism și întâmplare, deoarece dacă vom vorbi și ar fi foarte bine din punct de vedere religios a religiei, atunci determinismul este evident. Da. Nu mai apare niciun fel de întâmplare. Unde apare probabilitatea e voința lui Dumnezeu. Dumnezeu decide dacă eu voi fi mâine aici. Bun, și sau atunci, nu voi fi mâine aici. Ați prezentat perspectiva științifică, în același timp spuneți că ultimele cuvinte arată un determinism aproape total. Pentru total. Că acolo unde nouă ni se pare că este întâmplare... Și nici ăla nu e total, că Dumnezeu i-a dat omului... Păi, să vedeți că și în Biblie scrie așa. Dumnezeu i-a dat omului o mare libertate de acțiune. Se vede, i-a dat-o. În același timp, Sfântul Apostol Pavel zice în Romani că nu tot ce face omul e spre folosul lui. Adică vrea să spună că nu toată libertatea pe care i-a dat-o Dumnezeu, el o folosește bine. Da. Înseamnă că noi suntem într-un domeniu în care oricum Dumnezeu i-a dat o mare libertate, dar a exclus întâmplarea. Pentru că el e prezent în tot timpul. Și atunci, mai există întâmplare sau nu există? Depinde din ce perspectivă vorbim. Vedeți? Da, din perspectiva dumneavoastră. Din perspectiva mea, e foarte simplu, s-ar putea termina emisiunea. Că mintea noastră este mult prea mică și Gödel zicea că sistemul nostru, într-un sistem, nu avem niciodată suficiente date pentru a trage concluzii perfect adevărate. Totdeauna vor exista discuții și problema aceasta a nedeterminismului, ca să nu mai vorbim de alții savanți care au arătat că cunoașterea există un principiu al incertitudinii care arată că noi nu putem cunoaște în același timp și viteza și poziția unei particule cuantice, nu? Pentru că observând-o, ea își modifică... Deja și da. Oricum ea se mișcă așa de repede încât ori aici poziție, este, ori aici este marele... Și atunci noi doi discutăm aici de la nivelul nostru, da, de la nivelul acestei mese, de la nivelul nostru de cunoaștere, de la nivelul nostru social, complexitatea fenomenelor și dacă am ajuns la concluzia că Dumnezeu decide acolo unde intervine o probabilitate, atunci eu sunt foarte mulțumit. În același timp putem accepta că Dumnezeu i-a dat omului o mare libertate de acțiune ca să vadă încotro o alege. Și Sfântul Apostol și Pavel i-a spus, să greșească. Alege-o mai bine, i-a dat posibilitatea să greșească, dar și să nu greșească. Da. Ori omul, după părerea noastră, greșește în permanență. Nu? Dar și învață. Am greșit eu când am venit la această emisiune. Nu. N-ați greșit. N-ați făcut foarte bine. Eu știu. Înseamnă că am ales o cale bună. Dar, repet, aceste lucruri ar trebui discutate. Pentru că mintea noastră... Cineva spunea că un copil din clasa de la liceu știa astăzi mult mai multă fizică decât știa Einstein acum 100 de ani. Vă dați seama că acest lucru ar trebui folosit. Noi ar trebui să discutăm mai multe lucruri și să ajungem ca noi doi și copiii noștri să accepte întâmplarea la fel cum acceptă și determinismul. Adică eu știu că ăla mi-a furat portofelul. E o întâmplare? Sau nu e o întâmplare? Trebuie să continuăm discuția. Nu e întâmplător? Trebuie să continuăm discuția, pentru că, într-adevăr, este complexă. Vă mulțumesc foarte mult. Nu numai e și frumoasă. Și frumoasă. Vă mulțumesc. Și utilă. Și utilă. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne vedem peste o săptămână. Mulțumesc. Toate cele bune.